Narstrica, conducerea din Moldova, să gândească măcar un pic și pentru oameni, nu numai pentru dânșă. Cum se poate acești oameni, această țară, face ceva pentru poporul lor, dar ai noștri, numai pentru dânșii? Dragi parlamentari, poate vă gândiți cât de cât pentru oamenii din Moldova, să trăiască un pic mai frumos decât cei și văd numai neajunsuri, furturi de bani, corupție, banditism și atât, mai mult săraci, lumea din Moldova nu mai văd.